Incidentul a avut loc seara în jurul orei 22. Femeia de 58 de ani traversa o șosea când un necunoscut s-a apropiat de ea și i-a dat o palmă. Speriată, a luat-o la fugă, sperând să scape. Nu a fost așa. M-a ajuns, a început să mă lovească cu mâinile, cu peste față, peste piept, peste cap, până am căzut într-un rondou de flori. Eu am venit cam 10 minute după ce m-a sunat soția. Era culcată în partea asta. Individul a luat acea piatră și a început să lovească cu ea. Deci este clar tentativă de omor. După ce am ajuns eu, salvarea a venit în aproximativ 5 minute și n-a venit niciun echipaj de poliție. Zeci de oameni erau pe stradă în momentul în care a avut loc agresiunea. Niciunul nu a sărit să o scape pe femeie din mâinile atacatorului. Toată lumea se uita ca și cum ar fi fost o ceartă din asta domestică. Nimeni nu a intervenit. Nu trebuiau să se bată cu el. Trebuiau pur și simplu să-l sperie. Puteau să claxoneze, puteau să sune la 112, puteau să strige. Scopul nu a fost jaful. Pur și simplu manifesta așa o ură puternică. Când a văzut că am căzut, în loc să se liniștească, omul a devenit mai violent, a început să mă lovească cu picioarele. Doar mai târziu, după ce femeia fusese lovită de mai multe ori, o femeie de peste 70 de ani care a văzut ce se întâmplă a țipat la agresor. Atunci au intervenit și doi angajați ai unui magazin din apropiere. Absolut nicio persoană n-a intervenit, cel puțin 5 taximetre. Ea a strigat, a strigat ajutor, nu-l cunosc. Erau cel puțin doi bărbați în față la farmacia non-stop. Singura persoană care a intervenit a fost o bătrână care a început să urle, să strige, și doi angajați la care țin să le mulțumesc și acum, care s-au luat după el. Locul în care a avut loc agresiunea nu este unul ferit. În apropiere se aflau o stație de taximetre și mai multe magazine. Sălbăticie în orașul ăsta. Poliția nu-și face treaba. Ce părere aveți așa, să fie bătută o femeie de un necunoscut și să nu intervină nimeni? Nu-i ceva normal în România? E normal? Există justiție? Întrebare. Da. Unde-i justiția? Femeia atacată, angajată a primăriei din Arad, a sunat singură la 112 ca să ceară ajutor. A fost dusă la spital cu numeroase fracturi. În urma investigațiilor efectuate, s-a constatat că suferise fractură de șold, partea stângă, respectiv fractură de bazin. A fost internată și operată. Bătăușul este un recidivist cunoscut în zonă. A fost condamnat în 2019 pentru tâlhărie și distrugere, dar a fost eliberat condiționat în luna ianuarie. Nu cunosc persoana respectivă, dar persoana este cunoscută pentru că are mai multe antecedente. Pe numele acestuia, magistrații judecătoriei Arad au dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală. Femeia agresată va rămâne în spital câteva săptămâni, dar va avea nevoie de mai multe luni de recuperare.